Am făcut o analiză, și din ceea ce a rezultat, imaginea, din păcate, este mai sumbră. Noi nu putem să intuim în acest moment chiar tot ce va rezulta din aplicarea eventuală a acestor legi. Însă, putem vedea că aspecte. Ale aplicării acestor legi, așezate ca și piesele de puzzle unele lângă altele, ne dau o imagine a justiției care uh, va fi blocată, adică o imagine sumbră a înfăptuirii justiției. Și aș dori să vă dau câteva uh, aspecte numai pentru a înțelege. Spre exemplu. Ministerul Public funcționează în acest moment cu un deficit de cadre de 13%, pentru că Institutul Național al Magistraturii nu are capacitatea să ne e, trimită nouă absolvenți în ritmul în care se pensionează unii colegi sau pleacă judecători sau se întâmplă multe lucruri, fiindcă trăim într-o lume foarte dinamică. Ei bine, acum avem 13% lipsă în schema Ministerului Public. Neocupată. Dacă vom oferi posibilitatea unor magistrați să se pensioneze la 20 de ani, așa cum în mod generos această lege permite. Aceasta înseamnă că în perioada următoare vor avea vocație de a se pensiona Circa 750 aproximativ, vă dau un număr aproximativ, circa 750 de procurori ai Ministerului Public. De asemenea, un foarte mare număr de judecători. 700 de procurori din 2500 este un număr uh, formidabil de mare. Va crește la circa 30-35%, ba chiar la 40% deficitul de cadre în uh, Ministerul Public. Apoi, ne uităm la faptul că în următorii patru ani nu vom mai avea absolvenți, pentru că institutul va uh, fi. Uh, perioada școlarizării va fi de patru ani, ceea ce uh, ne pune pe gânduri foarte serios, fiindcă numărul de dosare a tot crescut. În acest moment avem circa 1.700.000 de dosare de soluționat. Așa se va prezenta în bilanțul pe care îl avem miercuri. Și ne punem problema cine va rezolva aceste dosare pentru ca ele să nu se prescrie. După cum s-a văzut, este foarte sensibilă opinia publică și cu toții suntem sensibili la faptul că justiția ar trebui să se facă într-o manieră rapidă, cu celeritate și n-ar trebui lăsate dosarele privind fapte grave să se prescrie. Însă, în acest moment, așa se prevede că vom avea o criză de cadre foarte mare. Dar nu este tot. Să vedeți în continuare cine sunt cei 700 și ceva de procurori. 750 de procurori care au vocație de a merge la pensie. Majoritatea sunt conducători ai diverselor unități ale Ministerului Public, fiindcă la 20 de ani oamenii au ajuns la o pregătire profesională, la o expertiză în domeniu și au ajuns conducătorii celorlalți. Ei bine, foarte multe unități ale Ministerului Public vor fi decapitate, cum se zice, din simpla intrare în vigoare a legii ceea ce este foarte grav. Dar nu e tot. În țară avem circa 15 unități care în anul 2017 au funcționat cu un singur procuror. Au putut funcționa cu un singur procuror? Păi au funcționat foarte greu că au fost preluate dosarele la unitățile de parchet ierarhic superioare, acel procuror singur care a fost a intrat doar în ședințele de judecată. S-au găsit niște modalități foarte complicate de, de rezolvare a problemelor. Dar nu e tot. Mai sunt încă circa 10 unități de parchet care au funcționat cu procurori delegați de la unitățile superioare. Ele practic nu au niciun procuror titularizat, ceea ce înseamnă circa 25 de unități de parchet vor rămâne fără niciun fel de uh, procuror, pentru că, potrivit uh, noi legi, uh, trebuie să funcționeze acolo unde ai gradul de uh, jurisdicție. Nu ai poți, dacă ești de parchet de tribunal, să lucrezi la parchetul curții de apel, iar cel care lucrează la parchetul curții de apel uh, nu va fi plătit. Uh, la nivelul lui de jurisdicție, pentru a lucra la un parchet local. Fiindcă a fost o dezbatere publică foarte puternică, în sensul că oameni cu o calificare foarte mare de parchet de curte de apel trebuie să lucreze la parchetul local și așa ceva nu este moral. Prin urmare, o sumă de probleme pe care noi în acest moment le-am intuit, dar vor fi desigur foarte multe pe care nu le-am intuit, însă se va vedea că uh, în momentul în care vor intra în vigoare aceste legi, ele vor apărea la suprafață și ne vor provoca. Ce concluzie trageți din aceasta? Că spiritul care a generat această, așa zisă reformă, nu este un spirit european să funcționeze justiția. Uh, așa cum uh, este spiritul ordinii de drept europene conceput, este cel care face să funcționeze lucrurile în justiție, nu să le frâneze.